Premiile Oscar 2020, un film sud-corean, marele câștigător la Oscar. Parazit a câștigat la categoria cel mai bun film, după ce a fost desemnat cel mai bun film străin. Este pentru prima oară când o peliculă care nu este în limba engleză se impune la cea mai importantă categorie a premiilor Oscar. În plus, regizorul Bong Joon-ho a învins nume mari din cinematografie și a luat Oscarul pentru regie. În direct cu noi este colega mea Mirela Petre, jurnalistă Libertatea. Te salut, Mirela, bine ai venit. Ce surpriză! Explică-ne, ce are filmul acesta? Ce-i cu el? Cum e? E o surpriză, în primul rând, pentru toată lumea și cred că e printre puținele dăți în istoria recentă a Oscarurilor, când filmul care câștigă e total neașteptat. Adică favorit erau, nu știu, 1917 sau poate cel al lui Tarantino, dar a câștigat cel care chiar merita și se bucură toată lumea, inclusiv spectatorii și criticii și toată industria în egală măsură. Ce are filmul ăsta foarte bun, pe lângă faptul că e, nu știu, că ar putea fi studiat la școala de cinematografie, de regie, de actorie, de tot ce vrei, e impecabil realizat, are un ritm foarte frumos, o eleganță în montaj, în cum se succed imaginile și actorii, evident, dar dincolo de asta, rezonăm cu toții, din toată lumea, la această temă pe care o propune filmul, și anume prăpastia tot mai mare care se face între cei bogați, care sunt puțini, și cei săraci, care sunt tot mai mulți. Și ce se întâmplă când aceste două lumi se ciocnesc, violent chiar. Dacă nu câștigă Oscarul, filmele acestea au vreo șansă să ajungă în cinema? Să le vedem în cinematografie? E o discuție foarte complexă, în sensul în care sunt filme comerciale de Hollywood. De multe ori se și suprapun în cele care câștig la Oscar și mai sunt apoi filmele de artă. Filmele de artă nu au șanse reale să intre în rețeaua de distribuție mare, adică și multiplexurile, nu doar cele două, trei cinematografe specializate pe filme de artă, pentru că distribuitorii trebuie să plătească o anumită taxă care e restrictivă. Evident că distribuitorii studiourilor mari și-o permit, cei pentru filmele de artă nu. Și foarte rar ajung să intre în cinematografele de tip multiplex. Parazit e un caz fericit, a intrat de curând în rețelele mari de multiplex și chiar ar trebui să-l vadă toată lumea. Vreo șansă să vedem Judy la cinematografe? Am întrebat din sursele mele, nu se preconizează că va fi distribuit prea curând în România, din păcate. De ce? Sunt calcule economice în spatele acestor distribuții și dacă nu se vor recupera banii investiți, cum ar veni, nu ajung în... Dacă nu există public, asta este problema cu distribuția filmelor. Ajung să fie distribuite cele care sunt mai comerciale, pentru că la acelea vor veni mai mult public. De asta sunt atât de multe blockbustere cu supereroi și acțiune și așa mai departe, pentru că acelea aduc mai mult public. Și sunt doar niște calcule economice. M-a amuzat foarte tare ce a zis domnul Popescu mai devreme, că Brad Pitt, într-adevăr, a făcut un rol bun în Once Upon a Time in Hollywood și toată lumea, el era favorit la premiul ăsta, pentru că, într-adevăr, merita să câștige și în alte dăți, dar nu a câștigat și se spune că el a început ca un sex symbol, un actor de tip sex symbol și a muncit atât de mult încât a reușit să fie luat în serios ca actor. Și iată că i s-a confirmat și talentul. Cum ți s-a părut ediția de anul acesta, fără prezentator, al doilea an fără prezentator, criticată pe alocuri, criticat și modul în care se acordă premiile? Ce anume ți-a atras atenția? A fost surprinzător, adică nimeni nu se aștepta ca filmul care câștigă cele mai multe premii să fie un film necomercial, sud-corean, că a fost total o surpriză. De obicei se fac, nu știu, calcule. De obicei câștigă filme americane sau filme care tratează teme sensibile pentru lumea americană, pentru că membrii Academiei, în general, sunt majoritari americani. Membrii Academiei nu se cunosc, identitatea lor este secretă. În ultimii ani au fost criticați pentru că nominalizează sau câștigă doar regizori sau actori sau, în fine, cineaști de sex masculin și albi, nu de altă etnie. Și se tot fac eforturi în ultima vreme să crească diversitatea
Și, nu știu, asta putem privi și așa, premiul pe care l-a câștigat Parazit, că poate fi un semnal fie că se încearcă o schimbare, fie o excepție care va confirma regula. Vom vedea în anii viitori.